Dragi cititori, din nou împreună la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, rubrica inițiată de editura Herald, cu o nouă campanie, o campanie frumoasă, Cum ne ajută știința, o campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Foarte multe titluri din colecțiile Matesis, dar și Cogito, le găsiți cu o reducere substanțială pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii frumoase Cum ne ajută știința. Astăzi este alături de noi Acuța Bontaș, profesor de biologie, și vom vorbi despre cărțile de popularizare a științei, mai ales în rândul tinerilor, făcând, bineînțeles, și o recomandare de carte. Este vorba despre Peștele din noi, o călătorie în istoria de 3,5 miliarde de ani a corpului omenesc, de Neil Shubin, o carte publicată în colecția Matesis, colecția de știință a editurii Herald. Bucurându-se de recenzii remarcabile, profesorul, paleontologul și autorul Neil Shubin oferă în Peștele din noi o monografie care tratează istoria evoluției într-un stil narrativ relaxat și amuzant, dar și extrem de bine documentat și explicat. Anca, aici aș face referire sau aș face o paralelă cu alți doi autori, apropo de stilul acesta relaxat și amuzat și amuzant, plin de tot felul de povețe, poate și un pic metaforic, ducându-se și în zona aceasta a naturalismului poetic. Aș face referire și la doi alți autori din colecția Matesis. Este vorba despre Sean Carroll, cu cartea Marele Tot, dar și Carl Sagan, celebrul Carl Sagan, cu cartea Cosmos. Cartea Cosmos a fost reeditată de curând, a apărut în foarte multe ediții, dovadă faptul că există un interes tot mai mare pentru cărțile de popularizare a științei. De ce sunt ele importante? Și aici mă refer cu precădere de importanța lor, mai ales în rândul tinerilor, și apoi vom vorbi și despre această carte minunată, Peștele din noi. Bună, Sorin, și mulțumesc din nou pentru invitație. Cred că momentul acesta pe care îl trăim este cel mai bun pentru popularizarea științei, pentru toți cei care vor să știe un picuț mai mult despre lumea în care trăiesc. Da, ai făcut o paralelă între Neil Shubin și Sean Carroll, care scriu despre același domeniu, biologie, și despre și cu Cosmosul lui Sagan. Sagan are într-adevăr un stil aparte și este un alt domeniu, așa că îl lăsăm un pic deoparte. Sean Carroll și Neil Shubin. Foarte frumoase ambele cărți, foarte interesante, merită citite. Stilurile sunt într-adevăr diferite. Neil Shubin este, prezentarea lui Neil Shubin este mult mai personală. Are foarte, foarte multe detalii. În cartea lui Neil Shubin descoperă, de exemplu, ce presupune cercetarea în sine, cum poți să faci, cum poți să-ți organizezi un experiment, cum poți să-l iei de la început până la sfârșit un experiment. Prezintă multe astfel de situații și este nu doar o poveste, ci o poveste personală. Este povestea lui, cum a reușit el să descopere acea fosilă care l-a făcut renumit. Tot drumul pe care l-a parcurs, drumul unui cercetător. Pentru că de foarte mulți ani există un curent, acela de a face știința cât se poate de distractivă pentru a atrage tinerii. Și, într-adevăr, este nevoie ca tinerii să înțeleagă știința, pentru că trăim într-o societate din ce în ce mai tehnologizată, o societate în care știința este care se împletește cu știința. Știința crește odată cu noi și atunci, dacă vrei să trăiești în lumea asta reală, trebuie să înțelegi știința. Să nu ajungi la situații în care cunoști foarte puțin și treci în tot felul de conspirații. E nevoie pentru noi, pentru fiecare din noi, pentru a înțelege realitatea, pentru că știința te ajută să înțelegi realitatea. Îți arată și limitările știința. Iar pentru tineri este mult mai important pentru că ei vor trăi
într-o societate a viitorului pe care, în momentul de față, nu prea putem să o proiectăm. Sunt foarte mulți oameni care au încercat să spună cum va fi societatea viitorului, dar în realitate nu prea știm. Tehnologia evoluează foarte repede și este extrem de importantă, pentru că doar dacă te uiți la ce se întâmplă în medicină și cât de importantă este tehnologia pentru evoluția medicinei, înțelegi de ce este importantă știința. Și nu numai a medicinei, dar acolo este o chestie cât se poate de palpabilă. Ce se întâmplă acum, la ce aveai acces acum 50 de ani, nu ai acces acum. Acum ai acces la niște lucruri pe care nici nu le visai acum 50 de ani. De la simplu simpla ecografie sau ecografia pentru un făt, ecografia 3D pentru un făt, care acum 20 de ani nu era posibilă. Acum este. O să-i vezi fețișoara, știi, în câtă vreme este în pântecul mamei. O să faci operații, lucruri care până acum nu își le visai. Și astăzi le poți face cu ajutorul tehnologiei. Tehnologia este parte din știință. Nu poți să vrei să fii parte din lumea viitorului dacă nu înțelegi știința. Iar pentru asta, aceste cărți sunt nemaipomenite, pentru că transformă știința într-o poveste. Fiecare are stilul său de a povesti. Sunt povești mai generale, povești mai personale, dar sunt niște povești care te ajută să înțelegi, pe de o parte, realitatea, pe de altă parte, cum funcționează știința. Uite, o curiozitate personală. Mă pun așa, să spunem, în postura, în pielea unui cititor și te întreb. Au existat de-a lungul ultimelor decenii, să spunem, viitorologi, futurologi, da? Oameni care studiază viitorul și care cumva au anticipat toate descoperirile din domeniul științei sau din domeniul, nu știu, tot ce înseamnă, eu știu, biologie, chimie, medicină și așa mai departe, pentru că în minte îmi vine un nume ales la întâmplare, dar care mie mi-a impactat așa puțin adolescența, puțin mai mult. Este vorba de Alvin Toffler. Da, Toffler asta a făcut, sociologul Toffler și scriitorul Toffler asta a făcut, chiar cu asta este cunoscut. Măi, nu cred că există cineva care să le fi văzut pe toate câte au apărut. Dar au fost oameni care s-au gândit activ la viitor și au încercat să-l prevadă. Dar vreau să spun un lucru. Noi astăzi, de exemplu, ni se par normale ușile acestea care se deschid singure, care au senzorul acela și se deschid singure. Pentru prima dată, ușile acelea au apărut în Star Trek, în anii 60. Era cineva în spate care, în momentul în care se apropia actorul, deschidea ușile și le-au gândit atunci. Tehnologia, apoi în Star Trek prima serie, a apărut în 60, apoi în iPad-ul de astăzi și ochelarii aceia inventați de Google și așa mai departe. Aceste gizmo-uri pe care le folosim noi astăzi au fost imaginate în Star Trek The Next Generation, serialul acela cu Picard. Acolo aveai tot așa, ușile acelea încă nu apăruseră, dar aveai acele chestii mici pe care tot citeau ei tot felul de lucruri și rapoarte și așa mai departe. Nu existau pe vremea respectivă. Țin minte că am văzut un documentar despre primul card. Ce necesitatea din spatele apariției acestui card și cum a reușit banca să convingă oamenii, o bancă din America, a fost mai ținut exact care, să înlocuiască banii cu acel card. Nu cred că există cineva care să le fi văzut pe toate. Cred că au existat foarte mulți care s-au gândit la asta și încă există. Asimov, de exemplu, este unul dintre vizionari din punctul ăsta de vedere, dar ce este cert acum este că, de exemplu, nici piața de joburi a viitorului nu se poate cunoaște. Noi ne pregătim acum, noi pregătim astăzi tinerii, dar, și spun de asta din punctul de vedere al profesorului, ne pregătim astăzi tinerii pentru o piață a muncii pe care nu știm cum o să arate.
De-aia este nevoie ca ei să înțeleagă cum funcționează lucrurile și să fie flexibili. Pentru a avea un job, pentru a-și găsi un job, pentru a-și construi un job, pentru a-și crea un job, poate, de ce nu, piața viitorului. Și asta datorită faptului că știința avansează și cred că cel mai bun exemplu din punctul ăsta de vedere, mă reîntorc la situația actuală. Uite, de când a apărut problema asta cu acest virus? La început se știau puține. Pe măsură ce s-a studiat, am aflat din ce în ce mai multe informații. Și deși la un moment dat ele păreau contradictorii, dacă înțelegi cum funcționează știința, nu ți se mai par contradictorii. Înțelegi ce a presupus studiul, la ce se referă exact rezultatul. Este o mare diferență între a înțelege cum funcționează lucrurile și a avea o mică înțelegere și apoi a da în alte lucruri. A avea o brumă de înțelegere și a înțelege într-adevăr cum funcționează. Știința este vastă. Volumul de informații, cantitatea de cunoștințe în prezent este atât de mare încât nu ai cum să o pui nici măcar, nu cred că poți să o pui într-un computer. Dar asta nu înseamnă că nu poți să ai o bază care să te ajute să discerni cum funcționează lucrurile. Și cred că asta este foarte important pentru cei care vor să fie parte al viitorului. Întorcându-ne la cartea Peștele din noi, din colecția Matesis, ce are să spunem special acest autor? Stilul de a povesti este foarte apropiat. Ai senzația că ești prietenul lui când citești cartea. Povestea are un ritm foarte plăcut și prezintă foarte, înțelegi, de fapt, cum a reușit el să vină cu întrebările necesare pentru a duce studiul dintr-un pas în celălalt și să ajungă să obțină rezultatele pe care le-a obținut. Își prezintă acolo greșelile, lucru care este foarte important în lumea științei, să recunoști că ai greșit, să-ți înțelegi greșeala, să o corectezi și așa mai departe. Bine, cred că este important peste tot. Dar în știință este extrem de important să recunoști când nu merge un experiment. Neil Shulman poate să facă lucrul ăsta. Cartea este foarte ușor de citit, chiar dacă nu ai neapărat cunoștințe vaste de biologie. Le vei obține acolo. Este foarte frumos prezentată. Este o carte pe care o să o citești seara sau vara, deci trece vara într-un spațiu verde. Ei din cartea lui, este un proces logic pe care el îl prezintă și asta te ajută foarte mult, chiar să structurezi tu anumite procese logice și un anumit mod de a gândi. Înțelegi? Este foarte bine detaliat prin experiența personală procesul acesta științific de a gândi, de a aplica metoda științifică. Știi? Trebuie să înțelegi că știința nu îți oferă răspunsuri 100%. Trebuie să înțelegi că în știință ai niște experimente pe care le pui în practică, trebuie foarte bine gândite ca să poți să ai niște rezultate cuantificabile, niște rezultate pe care le poți repeta. Și să înțelegi că acele rezultate sunt valabile în acele condiții pe care tu le-ai avut la experiment. E foarte important să înțelegi lucrul ăsta. Știi că apar tot felul de știri. Cercetătorii din Anglia, de la nu știu ce universitate, cam așa încep multe, au descoperit cu tare lucru. Și dacă stai să te uiți, de foarte multe ori presa greșește când prezintă niște rezultate. Pentru că le amplifică și începe să le dea o importanță, să pună în gura cercetătorilor lucruri pe care ei nu le-au spus. Și asta denotă exact faptul că nu au înțeles, de fapt, ce au făcut oamenii acolo. Bine, sau senzațional, dorința de senzațional. Exact, exact la asta mă gândeam eu. De fapt, este dorința de senzațional. Știi? Adică ideea aia de a face din țânțar armăsar. Asta vorbeam într-o altă intervenție cu Cristian Român,
despre diferența asta dintre știință și pseudoștiință. Faptul că anumite știri care au așa un caracter bombastic, senzațional, doar să mai stârnească curiozitatea celor care, să spunem că sunt interesați să vadă și dincolo de anumite aspecte, poate, eu știu, adepții anumitor teorii conspiraționiste, da, și care văd, practic dau propria lor interpretare, exact cum spuneai și tu, acei oameni au studiat, acei oameni au descoperit, acei oameni vin cu o informație în fața opiniei, în fața publicului larg. Cum să ajungă această informație la publicul larg, dacă nu, prin intermediul mass media, că vorbim de radio, știri, de rețele de socializare, TV și așa mai departe. Iar aceștia încearcă să scoată dintr-o știre faptul că s-a făcut un studiu, s-a descoperit ceva, caută senzaționalul, de fapt, în ideea ca știrea respectivă să se vândă cât mai bine. Da. Așa este. Aici intră în joc responsabilitatea celui care prezintă știrea și seriozitatea lui până la urmă, cât înțelege el din situație. Dar, vezi, aici intră, e nevoie și de judecata ta ca om. Dacă tu ai o brumă de cunoștințe care nu sunt ca lumea consolidate în cap, atunci e foarte ușor să pornești către o conspirație. Este foarte, foarte atrăgătoare, e misterioasă, e ceva, doar tu ți-ai dat seama și câțiva oameni, și atunci e o chestie normală. Da, vai, ce ai descoperit. Este un the thrill of discovery. Și faptul că faci parte din acei puțini oameni care și-au dat seama de lucrul ăsta. Dar dacă, într-adevăr, ai niște cunoștințe de bază, bine puse, conectate frumos acolo, înțelegi că există un sâmbure de adevăr și poate chiar îl cauți, că nu există o singură știre din asta, și dai la o parte bombastică. Dar asta ține de tine, poate chiar de momentul în care te afli, de dorința ta de bombastic sau nu, dar și de înțelegere a științei. Doar pentru faptul că citești știrile astea, asta nu înseamnă că înțelegi știința. Dacă eu mă întreb următorul lucru și întrebarea asta mi-o pun de tot ca profesor. Mă întreb câți dintre noi sunt capabili să facă un experiment. Că un experiment presupune totuși oarecare perseverență, știi? Să faci același lucru în aceleași condiții pe o perioadă mai lungă de timp să vezi ce se întâmplă. Îți dau cel mai simplu experiment posibil de biologie, da? Să pui o sămânță la încolțit și să vezi ce se întâmplă cu ea. Asta înseamnă că o uzi și stai și te uiți la ea măcar o dată la nu știu câtă vreme ca să vezi ce se întâmplă cu ea. Cât suntem capabili să gândim așa, știi? Păi hai să fac un experiment. Și nu doar să luăm de-a gata. Bine, sunt lucruri pe care le poți face, sunt lucruri pe care nu le poți face. Dar lumea în care trăim este o lume care este extrem de conectată la, în primul rând, la tehnologie. Asta este primul impact pe care îl avem noi cu știința. Tehnologia, da? Ai televizor la îndemână, ai telefon, ai... Este diferența, știi, între a utiliza un telefon și a înțelege ce este în spatele lui, știi, suportul, să înțelegi cum funcționează. Sunt mulți cei care utilizează, mai bine sau mai puțin bine, așa cum sunt mulți cei care zic că înțeleg știința, mai bine sau mai puțin bine. Și sunt foarte puțini aia care înțeleg cum funcționează acest dispozitiv, dispozitivele astea și din ce sunt alcătuite. Știi? Exact asta înseamnă să înțelegi știința, știi, să măcar să înțelegi în linii mari ce este în spatele acestui dispozitiv pe care tu pui degetul și ai aflat ultimele știri. Sau faptul că aprinzi întrerupătorul și ai lumină. Și aia este tot parte din știință. Nu este magie. E o linie destul de, cred că, fină între a înțelege lucrurile, între știință și pseudoștiință. Și tentația pentru pseudoștiință este mare, tocmai pentru că are acel element de misticism. Iar oamenii sunt atrași de asta, cum oamenii sunt atrași și de senzațional. Însă pentru a vedea realitatea și pentru a fi, până la urmă,
tână, parte din viitor, cred că trebuie să treci peste asta, peste tentația asta de misticism și să chiar să înțelegi cum funcționează lucrurile. Și mai vreau să mai spun un ultim lucru legat de asta. Sunt în mediul online acum și nu numai, cred că și la televizor, dar n-am mai privit de mult la televizor direct. Sunt tot felul de discuții legate de începerea școlii și de ce e necesar. Au fost scoase niște materii, unele nu, unele, mă rog, și de reformă. Din punctul meu de vedere ca profesor, dorințele astea de reformare și încercările astea de reformare au devenit amuzante. Și toată discuția asta a devenit amuzantă în sensul în care fiecare vine cu o soluție, toate astea sunt unidimensionate, pentru că, de fapt, în realitate, sistemul ăsta este foarte mare și problemele lui sunt foarte multiple. Nu poți să vii cu o singură soluție pentru tot. Dar ceea ce nu înțeleg oamenii este următorul lucru. Și mă miră că acum, mai mult ca niciodată, nu înțeleg. Școala ar trebui să-ți dea un minim de cunoștințe și abilități. Asta ar trebui, așa ar trebui să gândești școala. Nu contează că e de stat sau că e privată. Tu trebuie să ai acel pachet minimal prin care să te ajute să înțelegi lumea în care trăiești, să fii parte din societatea în care trăiești, să fii o parte productivă, hopefully, așa? Și trebuie să-ți ofere și timpul necesar să-ți urmărești alte abilități ale tale și timpul necesar și opțiunile. Adică dacă noi ne umplem, știi, curicula cu o grămadă de lucruri, iar copilul ăla ajunge să nu mai aibă timp pentru ceea ce îl interesează cu adevărat și care poate nu este. Poate îmi interesează astronomia. Când? Dacă studiez astronomia, știi? La școală. Dacă nu-i lași și timpul ăsta, atunci școala aia nu are... își pierde din utilitate. Știi? Atâta vreme cât cer totul de la școală, de ce vreau să spun asta? Orice carte din domeniul de popularizare a științei are importanța ei. Fiecare îți oferă o mică feliuță. Una s-ar putea să se potrivească mai bine cu stilul tău, alta s-ar putea să se potrivească mai puțin bine. De exemplu, mie mi-au plăcut amândouă. Și marele tot și peștele din noi. Dar peștele din noi a fost pentru mine mult mai... am rezonat mult mai bine cu el. A fost mult mai interesant. S-a potrivit mai bine cu mine. Dar amândouă mi-au oferit informație. Informație pe care, de altfel, poate că nu accesam altfel. Chiar dacă sunt de biologie. Cosmosul mi-a oferit o informație pe care n-aș fi avut cum să o accesez niciodată altfel. Deci fiecare îți oferă o bucățică. La fel și școala. Școala trebuie să-ți dea acel minim, dar să-ți lase și opțiunea să te dezvolți în direcția în care vrei tu. Că este vorba, nu tot sunt pe parte teoretică. Și știi ce e foarte interesant la cărțile astea? Chiar dacă nu ești pe parte teoretică, chiar dacă nu ai mare drag așa de citit, sunt ușor de citit. Sunt niște povești pe care le poți citi secționat în timp. Și nu le uiți. Tocmai pentru că sunt așa de frumos spuse și sunt utile. Asta e profesorul din meu. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cărțile de popularizare a științei, despre cât de importante sunt ele, mai ales pentru tineri, pentru tânăra generație, pentru noile generații care vor urma. Și am făcut, bineînțeles, și o recomandare de carte. Este vorba despre Peștele din noi, o călătorie în istoria de 3,5 miliarde de ani a corpului omenesc, de Neil Shubin, în colecția Matesis, colecția de știință a editurii Herald. Carte care, de asemenea, se află în campania Cum ne ajută știința, campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald. De asemenea, toate materialele, toate înregistrările, interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii. A fost alături de noi Iancuța Bontaș, profesor de biologie. Realmente o încântare de fiecare dată să stăm de vorbă și să povestim. Sper să ne mai întâlnim și să mai discutăm și pe marginea altor cărți din această colecție Matesis. Noi ne dăm întâlnire la o viitoare
ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!